A fost una dintre cele mai liniștite campanii electorale, numărul incidentelor înregistrate fiind de 5 ori mai mic decât în 2009, a spus Gabriel Oprea. Ministrul a atras atenția conducerii prefecturilor și șefilor instituțiilor militarizate să acorde o mare atenție distribuirii buletinelor de vot și celorlalte materiale. Stimați colegi, aveți grijă ca toate materialele necesare votării să ajungă în siguranță în fiecare secție de votare. Potrivit legii, buletinele de vot, ștampilele și timbrele autocolante rămân în secția de votare până la finalizarea procesului de vot. Pentru alegerile prezidențiale din 2 noiembrie au fost mobilizate forțe impresionante ale Ministerului Afacerilor Interne. Pentru ziua votării, stimați colegi, am mobilizat peste 58.000 de angajați ai Ministerului nostru, aproximativ 31.300 de polițiști, 12.500 de jandarmi, 3.600 polițiști de frontieră, 10.000 de pompieri și peste 600 de forțe ale altor structuri operative ale Ministerului. La videoconferință a fost prezent și un ofițer specialist din cadrul Poliției Române, detașat în județ, încă de la începutul acestei săptămâni, pentru a monitoriza întreaga activitate a celor care trebuie să vegheze la buna desfășurare a procesului electoral. Nicio abatere nu va fi tolerată, a spus Gabriel Oprea, cu referire specială la combaterea turismului electoral. Votarea de două sau mai multe ori, introducerea în urnă a mai multor buletine de vot sau votarea fără a avea acest drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Aceeași pedeapsă este prevăzută și pentru cei care oferă bani, bunuri sau alte foloase, în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit candidat. Așa cum am transmis și la întâlnirea precedentă, nicio abatere nu va fi tolerată. Duminică, secțiile de votare se deschid la ora 7 și se închid la ora 21. Pot vota persoanele peste 18 ani împliniți chiar în ziua scrutinului, în secțiile de domiciliu ori în orice altă secție din țară, însă numai în urma unei declarații că nu au mai votat în altă parte. Cărțile de identitate trebuie să fie valabile și pot fi făcute chiar și în ziua alegerilor, când serviciile de evidență a populației vor fi deschise.